A pus-o Victor Viorel Ponta în stilul caracteristic pe seama accidentului din Apuseni. Minte. Minte pentru că decorarea generalului Marcel Opriș a fost propusă pe data de 11 noiembrie 2013, alături de multe alte decrete de decorare specifice acțiunilor care se desfășoară în preajma zilei naționale. De regulă, armata, internele, structurile militarizate au momentul avansărilor și momentul decorării în preajma zilei naționale. Iar data de 19 noiembrie a fost o dată optimă pentru a transmite pentru contrasemnare decrete pentru câteva zeci de ofițeri din toate structurile militarizate. Este evident că domnul prim-ministru n-a vrut să contrasemneze acest decret și n-am făcut nicio intervenție pentru ca lucrul să se întâmple. Dar astăzi, în mod mincinos, s-o pună pe seama accidentului din Apuseni, care s-a petrecut două luni mai târziu, pe 20 ianuarie 2014, face parte din modul de a minți a acestui premier. El a vrut de la bun început să nu-l decoreze pe Marcel Opriș, să pândească momente pentru a-și lua în subordine STS-ul, așa cum a făcut-o cu DGP, cum a făcut-o cu poliția, cu șeful poliției, cum a făcut-o cu Direcția de Informații a Armatei. Este goana după puterea absolută a acestui individ. Pentru că a venit subiectul, vreau să știți că acuzațiile aduse de primul ministru STS-ului, că ar fi avut obligația să identifice punctul în care s-a prăbușit avionul din Apuseni, este tot o minciună. STS-ul nu are capabilități decât să transmită un cod la ISU, cod din care rezultă celula în care s-ar afla avionul. Și nici de cum nu are capacități de identificare a poziției. Deci este evident că premierul are ca obiectiv să-și aducă în subordine STS-ul. Și acesta este motivul real pentru care nu l-a decorat, nu a contrasemnat decretul de decorare a lui Marcel Opriș. La acea vreme n-avea nicio legătură. Mai urmau două luni până la prăbușirea avionului din Apuseni. Am fost impresionat de raportul transmis Comisiei Europene, raport numit Programul Național de Reformă, care este un efect al semestrului european. La pagina 25 găsim următoarea formulare. Direcția Națională Anticorupție, Înalta Curte de Casație și Justiție și celelalte instanțe au înregistrat rezultate semnificative. În ultimii 7 ani, rata de confirmare a inculpărilor DNA prin intermediul unor hotărâri judecătorești definitive a atins 90,25%. Și continuă în pagina 25,